Bine v-am găsit, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți programele VPTV. Vă invit să urmăriți o emisiune pe teme politice. Am doi invitații de prestigiu și o să încep prezentările cu doamna deputat Grațiela Gavrilescu. Bine ați venit, doamna deputat. Bine v-am regăsit. Și o surpriză pentru telespectatorii noștri, domnul senator Teodor Meleșcanu. Bine ați venit, domnule senator. Mulțumesc pentru invitație. Mai avem foarte puține zile până la debutul campaniei electorale. Și vreau să vă întreb, doamna deputat, bineînțeles că o să deschidem discuția cu dumneavoastră, cum credeți că va fi această campanie? Am avut o campanie pe care, sincer, eu am considerat-o destul de ternă la locale. A lipsit fastul din campaniile trecute, a lipsit culoarea, bine că au lipsit și alte lucruri, sunt perfect de acord cu acest lucru, dar parcă a fost lipsită de culoare și de nerv campania de la locale, nu numai în Ploiești, în toată țara. Cum credeți că va fi această campanie? Poate că va fi la fel, poate că nu. În tot cazul, de când s-a schimbat legea, nu mai are, așa cum spuneați dumneavoastră, coloratura respectivă. Nu mai vedem banere, nu mai vedem panouri în timpul campaniei electorale, nu mai vedem materialele acelea prin care puteai să-ți faci reclamă, publicitate în timpul campaniei, respectiv tricouri, șepci, geci și așa mai departe. Deci sunt elemente care au dispărut conform legii. Și în campania electorală nu poți să te prezinți decât în fața fiecăruia dintre cetățeni prin prezentarea materialului printr-un pliant, prin pliante, prin ziare și, bineînțeles, sper, îmi doresc, să avem parte de emisiuni televizate în care să aibă loc dezbatere pe programe electorale. Ca populația să rămână totuși cu ceva și să perceapă fiecare partid în parte în funcție de ce anume vrea să facă pentru România. Pentru că, de fapt, este o campanie pentru Parlamentul României. Nu o să vorbim în campania aceasta despre ceea ce trebuie să facem pentru a conduce municipiul Ploiești sau orașul Băicoi. Nu, o să trebuiască să ne spunem ceea ce avem noi de gând să facem pentru bunăstarea populației, inclusiv, bineînțeles, a ploieștenilor și prahovenilor. S-ar putea să fie, în schimb, o campanie electorală extrem de dură, în sensul că s-ar putea să fie extrem de mizerabilă, între ghilimele, pentru că este o bătălie pe viață și pe moarte. Poate că este o campanie electorală cum în ultimii ani sau la ultimile alegeri nu am întâlnit, în care avem nevoie să creăm o majoritate în Parlamentul României, în care cele două partide importante, puternice, polul de stânga și polul de dreapta, reprezentate de PSD și PNL, o să trebuiască să se arunce în această bătălie și, ținând cont că alegerile sunt pe 11 decembrie, într-o zi de iarnă, care nu se știe cum va fi, cu ninsoare, fără ninsoare, cu ger, fără ger, nu știm, să încercăm să scoatem oamenii la vot prin, bineînțeles, măsurile normale, legale. Eu îmi doresc foarte mult ca românii să meargă la vot, și ploieștenii, bineînțeles, și prahovenii, pentru ca să poată, într-adevăr, să decidă cine va conduce România. Majoritatea parlamentară, că va fi PSD și ALDE așa cum este acum, și o majoritate confortabilă parlamentară care să decidă cine va fi premierul României și guvernul României, care să vină clar cu un program de guvernare și să știe fiecare român când îi se va mări pensia, când se va mări salariile, când se vor crește, vor scădea taxele și impozitele, cum se creează locuri de muncă, cum avem grijă de învățământ, cum avem grijă de infrastructura spitalicească și de asistenți medici și, bineînțeles, și chiar și infirmiere în sistemul spitalicesc, cred că sunt lucruri care interesează pe români. Pentru că românii se gândesc în fiecare zi, așa cred eu că se gândesc și așa cunosc eu din ceea ce mă întâlnesc aproape în fiecare zi cu prahoveni, că interesează foarte mult nu numai ziua de mâine, ci interesează viitorul copiilor lor, viitorul nepoților lor, se gândesc foarte bine la ce se va întâmpla peste 10 ani dacă ies la pensie, se gândesc foarte bine ce se va întâmpla cu România, că se uită la televizor de dimineață până seara și văd că Ardealul se rupe, că Moldova nu știu unde pleacă și așa mai departe. Deci, domne, românilor trebuie să le creăm exact imaginea clară și ei trebuie să știe că România trebuie să fie condusă de un guvern stabil și de oameni responsabili, de oameni care nu mint și de oameni care știu să creeze programe pentru dezvoltarea acestei țări. Și că România nu trebuie condusă de la Bruxelles, nu trebuie condusă de tehnocrați și mulțumesc lui Dumnezeu că noi, ALDE, am avut suficientă putere și de la început am spus și am și explicat de ce
ALDE, reprezentanții și din Senat și din Camera Deputaților, nu susțin și nu votează guvernul tehnocrat, pentru că nu credem în așa ceva și mai ales că acel guvern de tehnocrat nu era format din tehnocrați din România, care cunoșteau realitatea românească, trăiau aici, cumpărau de aici, plăteau curentul în România, ci trăiesc români tehnocrați la Bruxelles, care poate că nu erau dintre cei mai buni tehnocrați dați după de băncile școlii românești, ci unii formați acolo, plătiți pe salarii foarte mari și eu de multe ori mă minunesc de ce au venit să conducă România. Dar se vede clar de ce au venit să conducă România, ca să nu se mai întâmple într-un an de zile absolut nimic în România și România să plătească un tribut între ghilimele al cuiva. De aceea românii trebuie să iasă la vot obligatoriu, din punctul meu de vedere, ca să poată să aibă tăria să spună acelea, pe acei oameni am trimis noi în Parlament, ei au creat majoritatea, ei trebuie să decidă și pe ei, noi, la ei trebuie să ne uităm atenți la ceea ce vor face cu noi în următoarea perioadă de timp, pe 4 ani, bineînțeles. Domnule senator, doamna deputată a spus că în această campanie electorală foarte important va fi mesajul pe care îl transmit candidații, partidele care sunt implicate în această bătălie electorală, mesajul pe care îl transmit electoratului. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, știu că ALDE a propus electoratului un program de 100 de miliarde, dacă mi-aduc bine aminte suma. Ce credeți, eu ca prahovean, unde m-aș regăsi în acest program de 100 de miliarde de euro? Dumneavoastră vă regăsiți, ca prahovean și ca cetățean român, vă regăsiți în primul rând în zona de investiții, în zona de relansare economică și programul meu personal în Parlament va fi acela de a relansa industria de apărare din județul Prahova. Sunt mai multe unități importante care lucrează pentru industria de apărare și vreau ca ele să devină furnizori. Din păcate, din ce în ce mai puține și din ce în ce mai puțin importante. Din păcate, ăsta e prezentul. Acest proiect va fi, de fapt, pentru mine unul dintre proiectele cele mai importante. Regăsiți și în lucrările de infrastructură pentru mediu, pentru o mai bună calitate a vieții, a aerului, a pământului și așa mai departe, dar mai ales o găsiți, ea se va reflecta foarte bine în două sectoare importante din județul Prahova. Programul nostru va duce la mărirea veniturilor populației. Asta înseamnă că o parte importantă dintre ei vor avea bani de cheltuit în turism. Deci primul lucru care se va resimți în județul Prahova va reprezenta creșterea turismului ca urmare a creșterii venitului oamenilor în general. Al doilea domeniu în care se va regăsi foarte clar efectele acestui program va fi acela referitor la vinurile. Prahova, al doilea pilon din Prahova, este producția de vinuri, cele mai bune vinuri roșuri din România și poate și din multe alte țări. Deci, Prahova va fi unul din principalii beneficiari a acestui program de investiții. Dar aș vrea să subliniez un aspect. Sigur că în timp ce și alte partide se referă la intenția lor de a crește salarii, de a crește pensiile, în cazul ALDE, problema este total diferită, pentru că în cazul nostru nu e vorba de promisiuni pe care le facem și o vedea după aceea dacă ele se împlinesc sau nu. Guvernul condus de Călin Popescu-Tăriceanu a dovedit în practică faptul că într-o perioadă de 4 ani a putut dubla pensiile și salariile. Deci nu e vorba numai să discutăm numai despre programe atunci când vorbim despre campanie electorală. Să vorbim și despre capacitatea oamenilor din partidele politice de a pune într-adevăr în operă, în funcțiune aceste programe. ALDE are acest capital care e reprezentat de președintele partidului, dar și de copreședintele Daniel Constantin, care a fost ministru agriculturii, de doamna Grațiela Gavrilescu, care a fost ministru mediului. Deci sunt o mulțime, de domnul Gerea, ministru energiei și așa mai departe. Deci, eu ce pot să vă spun? Pentru mine, dovada că acest program al ALDE va fi pus în funcțiune nu este legată numai de ceea ce conține programul, ci și de oamenii care stau în spatele acestui program, unul dintre ei fiind Varujan Vosganian, care a fost ministru economiei cu rezultate foarte bune. Deci suntem o formațiune politică
în măsură nu numai să genereze soluții pentru România, dar să ofere și oamenii care pot să transforme în realitate aceste soluții și propuneri din programele noastre. Dar, domnule senator, știți, istoria ultimilor 26 de ani a arătat următorul lucru. Un partid vine în fața electoratului în timpul campaniei electorale și propune un program care, cel puțin la prima lectură, pare absolut seducător. Acel partid nu reușește să câștige peste 50% din voturi, astfel încât să facă singur guvernul, și se aliază cu alte cu alt partid sau cu alte partide. Evident că programele trebuie armonizate în viitorul program de guvernare. Și cel puțin așa arată sondajele de opinie cele mai recente, nici PSD-ul nu o să facă peste 50% astfel încât să facă singur guvernul și probabil din declarațiile domnului Dragnea și ale domnului Tăriceanu, probabil că va urma o alianță PSD-ALDE care, în cazul în care rezultatele obținute vor fi bune pentru dumneavoastră, va face guvernul. Programul pe care îl propuneți dumneavoastră este discutat și cu viitorii aliați, să spunem? Sunt discutate elementele cheie, pentru că altfel PSD-ul ar putea veni de pe poziția partidului cu cele mai multe voturi obținute și să spună, domnule, asta nu, tăiem și asta și, știu eu, ne ocupăm de spațiile verzi. Nu că spațiile verzi ar fi foarte importante pentru Ploiești, de exemplu. Nu, în această etapă nu a avut loc o consultare în legătură cu propunerile pe care le are fiecare în programul său politic. Cum este și firesc, PSD-ul și-a făcut propriul său program politic inspirat din ideologia social-democrată cu accent pe aspectele sociale, iar programul ALDE este un program care e inspirat din ideologia liberală și pune accentul pe dezvoltarea economică, un mijloc și singurul mijloc care poate duce la crearea bunăstării și creșterea salariilor și pensiilor. Deci nu există o contradicție de fond între cele două programe politice pe care le avem. De aceea, crearea unui program de guvernare, așa cum s-a dovedit că iarăși vin la ce v-am spus, noi nu facem doar promisiuni electorale sau oferte. Noi oferim garanția că suntem oameni care am realizat așa ceva. Ori, într-adevăr, ALDE, în guvernare cu premierul Ponta, cu PSD-ul, a avut o contribuție esențială la rezultatele bune pe ansamblu ale guvernării Ponta. Deci, din acest punct de vedere, noi avem și o experiență în legătură cu modul în care ne putem căuta împreună cu PSD-ul soluții care să răspundă, sigur, și preocupărilor lor referitoare la aspectele sociale, dar și preocupărilor noastre referitoare la creșterea economică, reducerea taxelor și impozitelor și micșorarea, eliminarea birocrației pe cât posibil și ca un mijloace, nu sunt măsuri în sine. Sunt mijloace pentru a determina și a crește spiritul de inițiativă și libera competiție în cadrul economiei românești. Și încă ceva, pentru că este foarte important. Deci nu ai cum atunci când vrei să faci bine și te gândești la România și crezi în ceea ce vrei să faci, nu se poate să nu existe un optim. Pentru că a existat și s-a demonstrat. USL-ul, programul de guvernare USL, a fost clar în urma unor negocieri, dar punere în oglindă pentru populație, de fapt, în binele populației, program atât de la PSD cât și de la fostul Partid Național Liberal, care acum, de fapt, este fostul PDL. Deci, ca atare, nu avem noi liberalii reprezentanți ALDE să ne fie frică de ce n-am putea să negociem cu PSD-ul și PSD-ul la fel. Problema pe fond este următoarea, că spunea foarte bine domnul senator Meleșcanu, că noi avem niște date concrete pe care să le prezentăm cetățenilor. Pentru că Călin Popescu-Tăriceanu, atunci când a fost premierul României și conducea la ora aceea un guvern minoritar, susținut în Parlament tot de o majoritate dată cu ajutorul colegilor de la PSD, este că a dus bani în infrastructura, începând de la comune, deci județ, deci tot ce însemna drumuri județene. Mai țineți minte ordonanța 7 care s-a transformat
transformat pe urmă pentru poduri, podețe, tot ce a însemnat infrastructură în sistemul de învățământ. Țineți minte, mi-aduc foarte bine aminte, cum s-a făcut liceul de la Urați, de la Băicui, multe școli și licee de aici dotate cu computere. Să nu uităm de spitale care au fost renovate pe vremea lui Călin Popescu-Tăriceanu și aparatură de ultimă generație cumpărată tot și în aceeași noi investiții, cum e la Bacău, care nici azi nu s-a finalizat și tot atunci, pe vremea aceea, s-a demarat marele program de construire în România a celor 9 spitale județene, din care făcea parte și Spitalul Județean Prahova, de să se construiască un nou spital județean, astfel încât România să poată să fie și ea aliniată la ce înseamnă spitale, deci infrastructură spitalicească europeană. În același timp, pentru că în perioada aceea era în perioada de preaderare, se gândeau deja proiectele pentru perioada de aderare, pentru dezvoltarea cu echipamente pentru dotarea acestor spitale. Știți foarte bine că și Municipalitatea Ploiești, deci Primăria Ploiești, a dat către Consiliul Județean terenul adiacent terenului unde este construit Spitalul Județean pentru a se construi un nou spital județean. A fost și așa cum și la Ploiești s-a întâmplat, așa s-a întâmplat în toată țara. În momentul în care guvernul Tăriceanu s-a retras, deci a plecat acasă, Ministerul Sănătății avea lăsat la cheie faza de proiectare și construire pentru aceste spitale. Ce s-a întâmplat cu ele? După cum vedeți, nu s-a construit nicăieri niciun fel de spital. Mai mult decât atât, pe guvernarea Ponta, prin ministerul, reprezentanții Ministerului Sănătății și chiar prin ministrul Băniceu, s-au bătut, deci la propriu numai că nu s-au făcut, printre ghilimele, dar s-a purtat o negociere cu Comisia Europeană ca România să beneficieze de 220 de milioane de euro pentru construirea a 3 spitale regionale. Lucru care ar fi trebuit să se întâmple în momentul în care guvernul Ponta a fost trimis acasă în urma evenimentelor de la colectiv, trebuia să fie făcută licitația pentru studiile de fezabilitate în vederea construirii acestor 3 spitale regionale. Dacă dumneavoastră aveți o curiozitate, cum am avut-o și eu, și am adresat întrebări ministrului și a Sănătății și ministrului Dezvoltării, cu ce se întâmplă cu acești bani care i-am negociat cu Comisia Europeană în vederea construirii acestor 3 spitale regionale, răspunsul a fost că s-a potmolit pe undeva caietul de sarcini. Acesta nu este un răspuns pertinent pentru responsabilitatea unui ministru. Deci și capitolul acesta este închis și uitați-vă cum noi suntem dați înapoi cu atâția ani și ani de zile. Deci uitați-vă că noi, cei de la ALDE, avem ce să vă prezentăm, bineînțeles, prin performanțele pe care guvernul Tăriceanu le-a avut. Doamna. Și bineînțeles pentru viziunea pe care o avem pentru dezvoltarea României pe următorii ani, pentru că am început ceva și vrem să continuăm alături, bineînțeles, de victorii noștri aliați. Doamna deputat, din păcate spitalele au devenit subiect de campanie electorală în Ploiești, știți foarte bine acest lucru, măcar dacă am apucat să vedem și noi un spital nou în Ploiești. Lucru promis și de dumneavoastră în campanie electorală și pentru locale. Destul de important și cu ajutorul colegilor de la PSD și cu ajutorul Consiliului Județean, deci majoritatea făcută din Consiliul Județean, că ați văzut că s-au făcut pași și s-au elaborat deja hotărâri de Consiliul Județean pentru ca lucrul acesta să poată să fie făcut, pentru că de Spitalul Județean construit la Ploiești nu va beneficia numai ploieștean și prahovean. Vor beneficia inclusiv foarte mulți cei care se vor deplasa pe Valea Prahovei sau sunt la orice să moment aici să mai aici nevoie și să avem autostradă și să mergem pe autostradă sau și să fie bine. Sau dar eu la până Sinaia. Atunci, doamna deputat, dumneavoastră ați avut, poate era cel mai important punct de pe programul dumneavoastră în campania pentru locale. De asemenea, pentru actualul primar, domnul Dobre, cred că era cel mai important punct. La un moment dat, iarăși s-a mai discutat, s-a plecat la un studiu de fezabilitate, s-a plecat la drum, putem spune că s-a făcut un pas, nu știu, mic, mare, habar nu am. De obicei, când se face studiu de fezabilitate, nu înseamnă nimic, nu înseamnă că obligatoriu lucrurile vor merge în continuare. Dar voiam să vă întreb, dumneavoastră, ca parlamentar, ca deputat, ați putea să dați o mână de ajutor pentru construirea unui spital? Deci, mai mult decât să încerc să le spun ceea ce trebuie făcut
și cum consider că trebuie făcut, pentru că s-au cheltuit bani pentru studiile de spezabilitate pentru construirea celor 9 spitale județene din banii noștri a tuturor românilor, deci inclusiv pentru din banii ploieșteanului și a prahovenului pentru construirea spitalului județean din Ploiești. Și să le spun că trebuie decât reactualizat și pe urmă, împreună, printr-un parteneriat cu Ministerul de Sănătății, cu Municipalitatea, care are totuși un buget foarte mare, cu Consiliul Județean, chiar cu comunele limitrofe, astfel încât să putem să creăm bugetul necesar pentru construirea acestui spital, ce aș mai putea face? Eu, de exemplu, ca parlamentar, am cerut că trebuie să facem lobby, astfel încât și am și propus Ministerului Dezvoltării să facă cerere la Comisia Europeană, ținând cont că nu au demarat procedura de licitație pentru caietul de sarcini pentru construirea spitalelor regionale, să poată ca banii respectivi să-i reîmpartă pentru terminarea celor 9 spitale județene, la care făceam puțin mai devreme referire după vremea lui Călin Popescu-Tăliceanu, pentru că avem deja studii de fezabilitate făcute. Reactualizarea lor nu este o avere. Sunt multe spitale județene dintre cele 9 care erau la fază finală aproape de proiectare, deci lucru și mai bun. Deci pentru ce să blocăm niște bani care au rămas blocați din 2008 și să nu încercăm din cei 220 de milioane să putem să și facem ceva? Terenuri există, utilități există pe terenurile respective. Deci ce trebuie să faci? Decât să ai voință și să știi la ce uși să te duci să faci lobby. Și ce se întâmplă? Eu vă spun din propria mea experiență. Ca reprezentant am fost plecată din partea Comisiei de Sănătate și Familie din Camera Deputaților la o dezbatere la Comisia Europeană la Bruxelles. Vreau să vă spun că românii noștri, din păcate, și se demonstrează că este așa prin guvernanții care ne conduc astăzi, spuneau, dar ce vă trebuie vouă spitale județene în România? Și după acea discuție i-am spus, doamne directoare, doamnă, mă voi duce acasă și voi face eu interpelări la ministru și până când nu veți fi readusă acasă, că nu ne reprezentanți pe noi românii, nu pe mine, ci pe noi toți românii și că habar nu aveți de ce se întâmplă în spitalele din România, să vă pierdeți serviciul, că altceva nu mai aveți de făcut. Așa se întâmplă și cu tehnocrații care ne conduc, același sistem au. Deci cine ne face? Dar cum dacă asta mi s-a întâmplat? Și pe vremea aceea, la acea dezbatere, eram chiar cu doamna într-adevăr liberală, Mariana Câmpeanu, fostul ministru al muncii. Și dânsa a rămas. Nu am mai pus-o pe listă. Păi bănuiesc că nu era competentă pentru lucrul acesta, da. Da, vă cer permisiunea să luăm o scurtă pauză comercială. Da. Ne întoarcem și continuăm discuția cu cei doi invitați de prestigiu din studio.